care județul Bacău, nu mai vor să județe în Bacău. Toți locuitorii județului Bacău, de la cel mai mare până la cel mai mic și au dorit. Este un proiect la care visăm și aspirăm de aproximativ 5 ani. Această zi de semnare a contractului de finanțare a venit astăzi. Niciodată nu este prea târziu. Amănunte legate de acest proiect le aveți în mapele de prezentare. Sunt și slide-urile care curg. N-aș vrea să fiu foarte plictisitor. Aș vrea să răspund la întrebările dumneavoastră, să răspundem la întrebările dumneavoastră. Nu înainte de a vă informa că pentru Sălin Moldova și pentru viitorul turistic al județului Bacău, eu am mai spus județul Bacău trebuie să aibă un pariu turistic pe tandemul Târgu Mureș-Sălin Moldova și eventual pe zona de vest a județului Bacău. Pentru Sălin Moldova, Consiliul Județean mai are un proiect aproape gata pe care vrem să-l depunem tot pe fonduri europene, tot pe programul operațional regional. Aqualand este numele acestui proiect. O să vă oferim și amănunte legate de acest proiect. De la Ministerul Dezvoltării Regionale și de la Agenția de Dezvoltare Regională două așteptări mai avem. Ambulatorul la Spitalul Județean de Urgență și acest proiect la Sălin Moldova, dar care abia a fost finalizat de zilele trecute. Încă o dată mulțumesc și Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est, mulțumesc și Consiliul Local Sălin Moldova, care s-a mișcat destul de repede în rezolvarea problemelor juridice ale terenului unde va fi amplasată această pârtie. Consiliul Județean va avea grijă să asigure finanțarea care revine părții române, părții Consiliului Județean, aproximativ 3.900.000 de euro și în 2012 și în 2013. Trag nădejde că, deși avem o legislație în achiziții publice destul de precară, s-a dovedit destul de precară și destul de ineficientă, trag nădejde ca în aceste 2-3 luni de iarnă să facem toate procedurile și undeva în martie, aprilie, cel târziu, cu contestații, cu tot ce vom avea, să fim capabili să semnăm proiectul, să semnăm contractul la acest proiect la care, repet, am visat foarte mult. Ca să fiu și puțin mai, să destind puțin atmosfera și să răspund și motivul, al doilea motiv, cel pentru care mă bucur mai în glumă. În 2008, la o ședință de Consiliul Local Sălin Moldova, am făcut o afirmație de care eram perfect conștient. Am spus că, doamne, dacă nici în acest al doilea mandat nu voi fi capabil să contractez finanțarea pentru acest obiectiv, probabil nu voi mai candida la funcția de președinte a Consiliului Județean. Astăzi, una din condiții s-a îndeplinit. Repet, luați-o sub formă din nou, mai sunt și alte condiții de îndeplinit. E o afirmație pe care am făcut și care a apărut în presa vremii și mulți probabil așteptau să mă tragă de urechi la momentul potrivit. Marea mea bucurie provine din faptul că, în sfârșit, repet, județul Bacău va avea o pârtie și acest lucru este o certitudine. Redau microfonul partenerului nostru pe acest proiect, Agenția de Dezvoltare Regională, pe acest proiect și pe alte proiecte de programul operațional regional, nu numai al nostru, ci și a primăriilor din Bacău, Onești, Moinești, Bucuși, Comănești. Un liant care a funcționat la capacitate maximă Agenția de Dezvoltare în relația cu Ministerul. Din păcate, Ministerul Dezvoltării, în continuare, are o viteză minus pe deosebire de autorități europene și Agenției de Dezvoltare, dar asta este un cu tot alt subiect. Domnul director Apostol, după care răspundem la întrebările noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua la toată lumea și vă mulțumesc că sunteți aici. De ce? Pentru a avea, să spunem, la sfârșit de anul 2011, un dialog legat de un obiectiv extrem de important pentru zona de vest a județului Bacău. Practic și nu numai pentru alte proiecte sau eu știu, alte componente ale strategiei de dezvoltare a județului Bacău. Spun acest lucru de ce? Pentru că județul
să spunem, de turism. Mă refer la turism amenajat, care vine de la Suceava, continuă în Neamț și vine, iată, și pe o componentă importantă în județul Bacău. Pârtea de schi din Slănic Moldova a fost un desiderat pe care spunea și domnul președinte din amândoi, toți cei care sunt din județul Bacău și nu numai foarte mult. E un desiderat care a încercat să fie pus în opere de mai multe ori și iată că până la urmă, să spunem, ambiția și dăruirea și profesionalismul au venit în sensul că a fost preluat de către Consiliul Județean care etapă cu etapă l-a parcurs și l-a adus în stadiul în care suntem astăzi de semnarea contractului de finanțare. Nu mă îndoiesc că și cu această ocazie vreau să felicit pe domnul președinte, vreau să felicit întreg Consiliul Județean, echipa tehnică care a lucrat, consultanții, proiectanții și în același timp autoritatea de la Slănic Moldova, deci primăria, care au crezut în acest proiect și iată că reușesc să-l concretizeze. Este foarte important de a relansa prin, să spunem, infrastructură de turism specifică, practic marea resursă și avere care o avem în zona Slănic Moldova, Târgu Ocna. Vorbim de un sistem integrat. Dacă în Târgu Ocna pe Fare a fost un program foarte, un proiect foarte important de acea amenajare pentru care vine în completare cu Salina, acel acumulare cu toate facilitățile, ați văzut-o și dumneavoastră, iată că pe Slănic Moldova urmează două obiective, pârtia de schi și să sperăm și acest aqualent. De ce? Pentru a găsi posibilitatea reală ca turiștii să aibă partea de agrement și recreere pe tot parcursul anului. Adică ne vorbim iarnă-vară. E o chestiune de echilibru. Spuneam de resursa care o avem acolo, să nu uităm că Slănic Moldova este una din zonele și stațiunile care le avem în România cu ionizare negativă extrem de importantă și cu tratamente care sunt pentru o serie întreagă de afecțiuni. Apele minerale, mofetele și celelalte, chiar aerul și cadrul respectiv, conferă o posibilitate de, să spunem, refacere a sănătății și a altor, să spunem, componente medicale, cât și mai ales pentru partea de recreere. Nu este un obiectiv singular. Întregim acest obiectiv cu alte obiective care sunt proiecte mici, pe măsura 4-3, micro-întreprinderi, care sunt pensiuni în municipiul Bacău, în Moinești, în alte zone. Iată, este în curs de finalizare și refacerea hotelului Dumbrava, o altă finanțare care a fost pe axa 5-2, deci pe refacerea infrastructurii de turism. Și evident, pentru Bacău venim în completare și sperăm ca în imediata următoare perioadă, deci nu știu dacă până la sfârșitul anului, oricum începutul anului viitor, să semnăm și proiectul cu insula de agrement de la Bacău. Spun acest lucru că turismul este o provocare pentru noi și din contextul în care că a poziționat strategic județul Bacău, vedeți, are cumva o axă dublă, nord-sud, est-vest. Și atunci este păcat dacă nu am fructificat această resursă și, bineînțeles, dacă nu am atinge unele din obiectivele care județul Bacău, prin strategia de dezvoltare pentru următoarea, pentru această perioadă de programare și următoarea perioadă de programare, n-ar pune în operă. Sper din tot sufletul să avem capacitatea comună ca acest proiect să fie implementat cum trebuie, dus la bun sfârșit și în răstimpul care va însemna execuția lui, mi se pare că un an jumătate, nu? Cât este, domnul Stere? 18 luni. Da, un an și jumătate. Deci, practic, nu anul următor, dar celălalt an, în iarnă, să beneficiem de el. Eu mă opresc aici și vă stăm la dispoziție. Am putea să dăm cifre, să dăm tot felul de date care sunt tehnice.
Ele sunt prezentate pe slide-uri, probabil vă sunt puse la dispoziție prin mapa dumneavoastră și... Eu să vă propun să trecem și la semnare, după care să trecem la întrebări.